Noul an școlar preuniversitar a început în condiții bune, atât din punct de vedere al dotărilor, cât și al situației epidemiologice. Cu toate acestea, au fost întâlnite și cazuri izolate de infectări cu COVID-19 și, din această cauză, în patru clase din județ, cursurile se desfășoară online. Unul dintre cazuri s-a descoperit la Colegiul Național Decebal din Deva, unde un elev a fost testat pozitiv la SARS-CoV-2 și întreaga clasă a trecut în izolare la domiciliu, iar orele se țin online. O clasă, începând de ieri, desfășoară activitate online. Există un caz de îmbolnăvire cu virusul acesta care ne creează atâtea probleme și care cred că nici nu mai merită să îi pronunțăm numele. Avem un caz confirmat și am luat măsurile prevăzute de Ordinul Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății și am trecut în activitate online întreaga clasă. În această perioadă, elevii au la dispoziție o platformă, cadrele didactice respectă orarul școlar, elevii desfășoară activitate online, avem conexiune la internet, elevii au dispozitive acasă și încercăm să suplinim activitatea didactică care ar fi trebuit să se desfășoare în sala de clasă. Elevii ai căror părinți vor accepta testarea anticovid vor putea reveni la cursuri peste 8 zile, în situația în care vor ieși negativi. În cazul în care părinții elevilor din clasa respectivă refuză testarea, atunci copiii vor sta în izolare 14 zile și apoi vor reveni în bănci. După cele 8 zile de izolare, părinții care vor decide să testăm elevii la cabinetul medical, acești elevi care nu vor fi confirmați că au acest virus, se vor întoarce în sala de clasă. Elevii care nu participă la această testare vor rămâne în continuare până când se împlinesc cele 14 zile, vor rămâne în izolare. Pentru evitarea unor astfel de situații neplăcute, profesorul Florin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal din Deva, recomandă testarea cât mai rapidă la apariția unor simptome similare cu cele ale COVID-19, aceasta putându-se face gratuit la cabinetul medical al instituției de învățământ din reședința de județ și evitarea în situația dată a prezenței în comunitate. Încurajez și părinții și elevii să respecte regulile de prevenire a infectării cu acest virus, să se testeze cât mai des. Atunci când apar semne de îmbolnăvire, oricât de minore ar fi acestea, să vină la cabinetul medical și aici le punem la dispoziție gratuit teste și, sigur, legătura cu medicul de familie este foarte importantă și cel mai important poate este să rămână acasă, să nu ajungă în colectivitate. Celelalte trei clase în care se fac cursuri online sunt de la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Deva, Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara și Liceul Tehnologic Retezat din Uricani. Per total, în județul Hunedoara își desfășoară activitatea online 100 de elevi și 4 cadre didactice.